Bună ziua, dragile mele! Astăzi o să executăm o piesă centrală pentru mesele festive. Cum vedeți, am un capac de la o cutie de prăjituri, poate să fie un capac de la orice. Un simplu capac sau o cutie. Datorită faptului că în interior va fi introdusă o instalație electrică ca să reflecte mai bine lumina, luați o folie de aluminiu pe care o strângeți puțin și o așezăm pe fundul cutiei. Urmează să introducem instalația și urmează partea interesantă. Cum vedeți, am introdus instalația, iar deasupra începem să facem platoul glasie. Am aici un geam pe care l-am luat de la un tablou mai vechi, un geam care va veni deasupra cutiei. Pe acest geam voi face un grilaj cu ajutorul scociului. Cum vedeți, am scociul pregătit și voi face pe el un grilaj în diagonală. Și voi lăsa din scoci mai mult în capăt, deoarece la final, când vom face acel efect glasie pe care am învățat să-l facem, dacă vă aduceți bine aminte într-un video anterior, va trebui să pot să-l trag ușor ca să se vadă bine. Nu se observă foarte bine, dar vedeți mustățile de la scoci. Am făcut acel grilaj în diagonală. Acum urmează să facem efectul glasie. Vă aduceți aminte foarte bine. Se face din pastă de dinți, la care adăugăm un gram de apă să dizolvăm și cu pensula pe toată suprafața vom da cu această pastă de dinți, vom crea acel aspect de zăpadă, de înghețat mai bine zis, atât de interesant. Vom lăsa apoi geamul să se usuce și vom desprinde benzile de scoci. Am terminat de înghețat geamul, ca să zicem așa, iar acum altceva nu avem de făcut decât să ridicăm benzile de scoci. Cum vedeți, rămâne dunga neînghețată de la scociul pe care l-am aplicat pe geam și rămâne înghețat numai în anumite porțiuni. Eu o să desprind tot și revenim. Uitați-vă numai ce frumos se vede acest efect glasie, acum se vede foarte bine, arată exact ca un geam de zăbrele, porțiunile dintre scoci, ca și cum este înghețat. Pasul următor, aducem cutia cu instalația electrică. Am adus cutia cu instalația electrică și acum cu fața în jos, nu cu partea pe care am lucrat-o în sus, pentru că o să fie nevoie să o ștergeți de praf. Puneți geamul, cum v-am spus, să aveți grijă să fie un pic mai mare decât cutia, ca să stea foarte bine. Și acum am să vă arăt care este partea interesantă de la acest lucru. Pe el veți putea așeza pahare în mijlocul mesei, băuturile și vă rog să mă credeți
că lumina care pătrunde prin băuturi creează un efect extraordinar de frumos. Pur și simplu băuturile vor străluci. O să încerc și varianta cu lumina stinsă, deși nu cred că se vede, deoarece blițul de la telefon este foarte puternic. Ce facem? Urmează să-l decorăm. Această piesă va arăta superb decorată în jur, să fim în tonul Crăciunului. Vom pune beteală, vom pune globuri de jur împrejur. Fiind în mijlocul mesei, se va vedea extraordinar de frumos. O piesă decorativă pentru Crăciun, foarte potrivită pentru mese festive. Puteți să puneți ce vreți dumneavoastră, mărgele, conuri de brad, veți vedea că arată superb. Punem și globuri roșii, pentru că nu e așa? Roșu, verde și alb sunt culorile cu adevărat ale Crăciunului. Eventual puteți pune deasupra și alte obiecte decorative, un pahar cu globuri. Așezați o mini-decorațiune, puteți să puneți ce doriți dumneavoastră. În orice caz, aspectul este extraordinar și arată fabulos în mijlocul mesei. Uitați ce frumos se vede prin băuturi. O piesă centrală, extraordinar de frumoasă și de aspectoasă, care va împodobi masa de Crăciun ca un vis. Să aveți o zi bună, dragile mele!